Rugăciune către Maica Domnului pentru ziua de 2 august. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ajutătoare și ocrotitoare a noastră, astăzi, în această zi binecuvântată de 2 august, alergăm la tine cu smerenie și credință, creind ajutorul și mijlocirea ta. Tu, care ești Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ne cunoști nevoile și necazuri în această perioadă de post și rugăciune. Îți aduce mulțumire pentru toate binecuvântările trimise prin tine și te rugăm să ne ajuți să ne întărim în credință și să ne purificăm sufletele. Ocrotește-ne, Maică Sfântă, de toate primejdiile văzute și nevăzute, dă-ne puterea să ne împlinim datoriile creștinești, să ne iubim aproapele și să trăim în pace și armonie. Luminează-ne mintea și întărește-ne inima pentru a putea îndeplini voia lui Dumnezeu în fiecare clipă din viața noastră. Te rugăm să ne însoțești cu rugăciunile tale neîncetate și să mijlocești pentru noi tronul Domnului. Fii alături de noi în toate zilele vieții noastre și mai ales în ceasul morții noastre, ca să putem intra în împărăția cerurilor, unde nu te lăudăm pe tine și pe Fiul tău iubit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea reflectă speranța și încrederea credincioșilor în protecția și mijlocirea Maicii Domnului, cămând ajutorul ei pentru întărirea noastră spirituală și voia să se împlinească voia și pe virtuțile ei. Doamne, ajută-ne, Doamne, Tu care ești Maica Domnului nostru Iisus, nu ne lăsa la greu. Doamne, ajută-ne!